Bună, dragi prieteni, sunt Chef Mohamed. Astăzi, din bucătăria mea, să vă învăț pe dumneavoastră cum să faci o placentă cu carne din Mexic, mexicană, direct din Mexic. Am învățat-o acolo și am vrut să facem împreună. Hai să arăt cum se face. Pentru această placentă mexicană, o să am nevoie de 140 aba normală din sticlă. O să am nevoie 400 de gram de făină. O să am nevoie 167 de gram de aba fierbinte. Fierbe, uite, asta aba de la Aragaz, uite. 167 la cântar. 167. Hai, 170, nu-i problemă. Și o să am nevoie de 2 gram de sare. 2 gram. Primul lucru, o să punem apă calduță. Da? Și amestecăm. Amestecat un pic. Apa caldă cu făină și un pic de sare. Și acum punem apa la din sticla normală. 140 gram. Lăsăm jumătate de oră să relaxeze. După care, în timpul care relaxează coca noastră, aducem 5 cartofi și tăiam și lăsăm la fiert. Acum am tăiat cartoful și lăsăm la fiert. După ce a fiert cartoful, o parte așa. După ce ai fiert cartoful, apăsăm să fie ca un piure. Ai văzut? Așa trebuie să fie. Acum, după ce ai relaxat coca noastră, venim aici și cântărim 27 de gram de ulei. Orice ulei. Eu pun ulei de măslină, pot să pun orice ulei. Ce îți place ție? Douăzeci și șapte de grame. Gram.
peste coca noastră. Și amestecăm bine. După ce am stricat bine cu uleiul, o să lăsăm încă o dată să relaxeze 2 ore. Și acum pentru umplutura o să am nevoie de 650 g de carne tocată. Și o lingură de ghembir, o linguriță de ghembir, o linguriță de piper, o linguriță de paprika, rosemary și piper și sare 8 g. Și 8 g de sare. Și o să am nevoie de 80 g ceapă verde. După ce am pus ceapă verde și condimente, cântărim aici 125 apă calduță, 125 apă calduță. Și la sfârșit o să pun 30 g soia suc. La sfârșit. Acum aduci cartoful nostru. E aproape jumătate kilo, da?
Și acum cântărim 30 gram de soia sup. Și amestecăm din nou. Arată foarte, foarte bun. Arată foarte bine și miroasă, nu vreau să zic, foarte, foarte delicioasă, miroasă impecabil. Acum coca noastră este gata, uite cum arată, așa trebuie să fie, vezi? Pune un pic făină în mână, așa. Ia un pic de coca. Vezi? Pune un pic făină în mână. Un pic de carne. Vine aici la coca. Vezi? Asta am învățat-o când am fost în Mexic. Am mâncat-o, m-a plăcut. Vezi? Se învârt, se învârt așa. Bună, să rupă singur. Vezi? Urmă un pic de ulei aici, un pic de făină, scuze. Și întindem foarte un pic așa. Și urmă se prăjește. Vezi? Facem altul. Și acum am întindit toate placenta noastră. Uite. Uite cum a intrat carnea în ea. Vezi? Acum se prăjește. Acum se prăjește făina noastră. Am nevoie de 5 gram de ulei în fiecare pâine. 5 gram. Să am nevoie de 5 gram de ulei. Acum se pregătește ca să brăjești făina noastră, făina, și încearcă să curați fața pe pensula sau borice de la făină. Da? Am pus de ulei, 15 gram ulei.
Foc comic. Vezi cât frumusețe. Uite. Când se mut. Această placenta am învățat-o în Mexic. Era foarte bună, delicioasă. Uite. Curcan. Minunat. Încearcă această placenta. O să-ți plac foarte tare. Și să nu uit like, share, subscribe. Și ne vedem filmuleți următoare. Și acum suntem la finala. Asta arată farfuria noastră. Uite cum arată când se taie. E fierbent. Mama, wow. Uite și minune, minune. Uite, Leonard, ce frumusețe. Placenta mexicană. Aici, باللحمة بالبطاطس يا جماعة المكسيكي تحفة. لو جربتوا المقادير ده يا جماعة مش هتنسوها بجد يعني. تحفة تحفة يعني. Am văzut astăzi din bucătăria mea mexicană, am făcut împreună placenta mexicană. Uite ce gustos și foarte bună, uite. Uite aici cum arată. Și la gust nu convine.